Anca Suciu, sunt urmărit studioul politic la Digi24. Vin imagini noi din Mariupol, orașul de care Putin sau pe care Putin și-l dorește pentru a aclama o primă victorie în Ucraina. Victimele sunt împrăștiate pe străzi, nu mai există aproape nicio clădire neatinsă de bombe și rachete. Aproximativ 2000 de militari și voluntari ucraineni la această oră stau baricadați în combinatul de oțel. Sunt acolo și foarte mulți copii. Refuză să se predea rușilor, în ciuda tuturor amenințărilor. Oficialii din Lviv au oferit detalii noi despre atacul de luni dimineață. 4 rachete au fost lansate, cel mai probabil dintr-un avion de atac din direcția Mării Caspice. Războiul din Ucraina continuă cu atacuri în Kiev, dar și în Kharkov, orașul cu o populație numeroasă de ruși. Instituțiile de stat ar putea face cumpărături fără licitație de peste 10 ori mai mari decât în prezent. Un proiect depus în Parlament mărește de la 450.000 de lei la 5 milioane de lei limita pentru achizițiile publice directe. Este un proiect pe care și-l doresc 137 de parlamentari din PSD, PNL și UDMR. L-au semnat. S-a aflat de proiect, acum partidele dau înapoi. PSD, de pildă, anunță oficial că ei nu susțin proiectul, chiar dacă zeci de aleși de-ai lor l-au semnat. Iar fostul lider de sindicat de la metro, Ion Rădoi, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. În dosarul deschis, după greva ilegală de acum un an, procurorii DNA descriu modalitățile folosite de sindicalist, prin care îi convingea pe oficialii din transporturi să îi permită să controleze veniturile din închirierile Metrorex. Șantaj, discuții înregistrate ilegal și amenințări cu greve fără sfârșit. Cam așa sună rețeta folosită de fostul lider sindical. Ar fi obținut peste 2 milioane de euro, și asta în doar 3 ani, din închirierea spațiilor comerciale în beneficiul firmei sindicatului și nu al companiei de stat. O spun anchetatorii. Andreea Georgescu este jurnalistul Digi24 care are mai multe detalii pentru noi. Bun găsit, Andreea, te ascultăm. Ancheta procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție s-a încheiat la un an de la momentul când a fost deschisă, imediat după greva de la finalul lunii martie a anului trecut. Anchetatorii anticorupție au început să investigheze ce ar fi putut fi în spatele organizării acestei greve și mai ales reclamațiile făcute de conducerea Ministerului Transporturilor de la vremea respectivă legate de modul în care firma sindicatului a continuat să închirieze și implicit să încaseze bani pentru spațiile comerciale din subteran, deși nu mai avea un contract de cesiune valabil cu Metrorex, proprietarul respectivelor spații, încă din anul 2018. Timp de 3 ani s-ar fi încasat în bugetul firmei sindicatului peste 10 milioane de lei, mai bine de 2 milioane de euro așadar, iar asta ar fi fost miza încercărilor repetate ale fostului lider sindical, spun procurorii anticorupție, de a pune presiune pe conducerea Ministerului Transporturilor, astfel încât instituția să accepte continuarea acestei situații și să accepte menținerea în continuare a spațiilor comerciale de la metrou, chiar și fără un contract de cesiune valabil. Au descris pe larg anchetatorii în dosarul trimis pe masa judecătorilor de la Tribunalul București metodele folosite de Ion Rădoi, atât în relația cu oficialii din transporturi, cât și în relația cu celelalte sindicate de la metrou. Vorbesc anchetatorii despre șantaj, despre amenințări, despre înregistrarea ilegală a discuțiilor purtate atât în cadrul privat cât și în cadrul oficial. Mai mult decât atât, procurorii spun și că Ion Rădoi le spunea în permanență celor din sindicatul pe care îl conducea că riscă să fie dați afară dacă nu pun presiune pe cei din transporturi, dacă nu opresc lucrul și așa mai departe. La fel i-ar fi amenințat și pe cei din restul sindicatelor minoritare de la metrou că își vor pierde locurile de muncă dacă nu susțin inițiativa de a opri lucrul. Dosarul urmează să fie analizat de Tribunalul București, în primul rând cu privire la legalitatea modului în care s-a derulat ancheta și apoi cu privire la acuzațiile de corupție aduse de procurorii DNA.
Și începem ediția de astăzi analizând această situație, trimiterea în judecată a liderului, a unui fost lider de sindicat, dar și relația controversată, complicată pe care o au sindicatele cu partidele. Pentru că Ion Rădoi a fost parlamentar în PDSR în 2000, ales din partea PDSR, mai apoi din partea Partidului Social Democrat și opoziția a folosit această muniție. Să nu uităm și de faptul că momentul în care, acum un an de zile, a fost greva la metrou, s-a pus accent foarte mult pe apropierea de Partidul Social Democrat și cumva meciul a fost clar între ministrul transporturilor de atunci, Cătălin Drulă, și Ion Rădoi și în spatele lui, apropiați ai lui, unii chiar din PSD. Dacă e așa sau nu, asta vreau să discutăm la această oră. Ștefan Pălărie este din partea USR alături de noi. Vă mulțumesc, domnule senator, pentru prezența. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sebastian Burduja din partea PNL ni se alătură. Este și consilier onorific al premierului. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și în scurt timp intrăm cu liderul de la sector 1 al Partidului Social Democrat, cu Florin Manole. Este și secretar de stat al premierului. Și analizăm aceste informații. Ne-a ajutat Andreea să înțelegem care sunt informațiile de ultim moment. Ștefan Pălărie, am văzut că USR a clamat într-un fel o victorie prin această trimitere în judecată din partea DNA. De ce? Care e reacția USR acum? Da, mesajul a fost cât se poate de clar și repetat. Rădoi s-a terminat și când vorbim despre Rădoi, nu vorbim despre un individ, vorbim despre un fenomen, un fenomen de practică prelungită a corupției în toate formele sale. În cazul Rădoi discutăm despre venituri ilegale pe care, care erau preluate de la cei care închiriau spațiile comerciale de la Metrorex, o practică despre care toată lumea știa și care a fost ignorată cu bună știință de toți ministrii transporturilor de până la domnul Cătălin Drulă. Când în perioada scurtului mandat pe care l-am avut la guvernare am început să facem reforme și să spunem lucruri de genul acesta, jafuri de genul acesta nu mai pot să continue, am avut pe domnul Rădoi fenomen care, dacă mai țineți minte, în plin val 3, dacă nu greșesc, a declanșat o grevă ilegală la metrou, urând cu un sarcasm inimaginabil multă sănătate bucureștenilor. Și o spun asta cu foarte multă emoție, pentru că senator de București fiind, știu din zilele acelea cât de mare a fost stresul și, de fapt, inclusiv pericolul general de îmbolnăvire. Uitați-vă că am avut dreptate și ceea ce face DNA-ul astăzi, probabil că justiția trebuie să se pronunțe, sigur că da, în toate spețele, dar fenomenul de tipul Rădoi, mi-e teamă că nu s-a terminat. Ne așteptăm ca această coaliție monstruoasă USL2 să continue tipul acesta de practici și să vedem în continuare angajări fictive, să vedem în continuare venituri nedeclarate și în continuare un întreg bombardament asupra ceea ce înseamnă stat să civilizat. Să punctăm că Ion Rădoi se consideră nevinovat, că momentul grevei a susținut atunci că nu a fost din cauza faptului că ministrul transporturilor prin Metrorex a cerut oprirea celor contracte și spațiile care închiriau acolo în zona metroului să fie închise pentru că nu aveau contracte legale, susținea că de fapt acea grevă a fost pentru a le fi asigurate drepturile salariale angajaților Metrorex și de asemenea ar putea veni acum susținătoria lui Ion Rădoi să spună prezumția de nevinovăție trebuie în sigur, continuare domnul Rădoi este liber să se considere nevinovat și probabil că va ce pleda pentru nevinovăție. Trei argumente, cum răspundeți? Păi, situația a fost cât se poate declară în zilele respective. Greva a fost declanșată ilegal. Asta a fost inclusiv Prefectura București, a anunțat foarte clar că este în afara legii un astfel de grevă. Nu a existat nicio formulă legală din dreptul muncii premergătoare de tipul avertisment, de tipul inițierea unui dialog social între angajator și, să spunem, grupul sindical. Toate lucrurile astea au lipsit. Sindicatul și, mai precis, utilizarea metroului a fost utilizată ca o ghioagă, ca un buzdugan politic de către domnul Rădoi, apelând încă o dată, în mod ilegal, la acest tip de comportament. Un lucru care a dus la un foarte, foarte mare risc de îmbolnăvire pentru bucureștenii. Iar în ce privește celelalte critici aduse, știu că domnul Cătălin Drulă a ieșit în spațiu public și a lămurit la momentul respectiv, a făcut conferință de presă și a explicat că toate acestea sunt niște subterfugi, sunt doar niște argumente care nu au legătură cu viața reală. Dumnealui, de fapt, ce încerca să facă, și cred că acum justiția va arăta printr-o sentință, dumnealui încerca să continue tipul acesta de încasări ilegale de venituri de la cei care de bună credință doreau să utilizeze un spațiu comercial în rețeaua Metrorex, dar care am descoperit și descoperim acum că acești bani erau ilegali și se duceau mai degrabă în buzunare private decât într-o formulă transparentă și pentru onestă. Pentru că pe acest subiect ați acuzat coaliția
PSD-PNL, ați spus că astfel de fenomene, fenomenul rădoi, poate fi multiplicat în alte domenii, susțineți. Credeți că inclusiv plecarea de la Ministerul Transporturilor a lui Cătălin Drulă îi se trage și de la acest episod, de la Ion Rădoi? Eu cred că realitatea spune totuși. Dacă analizăm mandatul domnului Sorin Grindeanu de la Transporturi de acum, o să vedem că de fapt toate reformele începute în cele 9 luni au fost oprite, au fost blocate. Vedem licitații realizate în etape finale care au fost blocate, din nou, pe motive puerile, că a lipsit ceva, că s-a modificat ceva, lucruri care duc la întârzierea lucrărilor. De fapt, revedem pe tot ceea ce înseamnă transport și această rană vie a românilor, lipsa de autostrăzi și lipsa de infrastructură rutieră, navală și de orice fel, inclusiv aero, pentru că, de fapt, în spatele acestei infrastructuri discutăm despre lucrări de anvergură foarte mari, discutăm despre contracte foarte mari și practica pe care USL 1.0 sau FSN-ul, cum dorim să o numim, a avut-o timp de 30 de ani, a fost să tergiverseze toate aceste lucrări și mai degrabă să prioritizeze un sistem de scos bani prin spate către camarila de partid. Sebastian Bortuja, mă întreb spre dumneavoastră, ați auzit modul în care triumfător anunță USR această trimitere în judecată a lui Ion Rădoi, că în bună parte au pus și ei umărul la acest moment. Cum vede Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal, care chiar în acest platou acum a fost acuzat că face parte dintr-o camarilă cu PSD și că fenomenul Ion Rădoi poate fi multiplicat și în alte domenii? Păi, eu vă spun un exemplu concret al grevei de la STB, care are multe similitudini cu ce s-a întâmplat la Metrorex și unde avem chiar decizii în instanță, care au două, care au spus că este o grevă ilegală. Eu nu am și făcut ceva, nu doar am vorbit despre asta, am depus un proiect în Parlament, un proiect legislativ, prin care există o interdicție a liderilor de sindicat să mai fie membrii de partid. Dacă țineți bine minte, la STB vorbeam chiar de un consilier general și pentru mine unul nu contează cât la un partid sau altul. Ca principiu, când vorbești de dialog social, este între sectorul public sau între angajator și angajat și sindicate. Deci nu poți să și centrezi și să dai cu capul, să fii și politician și să reprezinți și angajații. Ăsta a fost principiul de la care am plecat și proiectul este pe circuit în Parlamentul României. Cred că justiția trebuie să-și spună cuvântul, nu cred că partidele trebuie să clameze victorii atunci când vorbim despre o acțiune a procurorilor. Este foarte bine că sistemul de justiție din România funcționează și se uită cu atenție la aceste fapte și trebuie să-și spună cuvântul până la capăt. Mai cred de asemenea că episoade de tipul Metrorex, STB și altele pun o lupă asupra acestei mișcări sindicale, pentru că în 30 și ceva de ani de democrație românească, nu de multe ori ne-am întrebat, doamne, funcționează oare această mișcare sindicală, reprezintă cu adevărat drepturile angajaților sau, în parte cel puțin, a devenit un sistem prin care se extrag rente, deci pur și simplu diverse fonduri ilegitime, ilegale, prin care liderii de sindicat se îmbogățesc și, de fapt, angajații, cei care ar trebui să fie reprezentați, suferă. Cum a fost posibil ca Ion Rădoi să reziste atâția ani? A devenit lider de sindicat imediat după Revoluția din 1989. De atunci și până în prezent au fost și miniștri, doar miniștrii transporturilor, mă uit, la miniștri, nu la premieri. Și înainte de Cătălin Drulă, am avut ministrul PNL. De la PNL. Da. Ani de zile. Cum a fost posibil să reziste? Bun, dânsul a fost ales în mod legal, cred, de organele sau de către membrii de sindicat din Metrorex. Deci nu cred că este treaba unui ministru să destructureze un sindicat. Dar, sigur, aceste ilegalități care se constată astăzi sau urmează să fie validate prin acțiunile instanței, ele au dus la această situație. Deci e foarte bine că se întâmplă și trebuie curățate lucrurile peste tot. Repet, avem și cazul de la STB, poate trebuie să ne uităm și la legislație, la legea dialogului social și ce alte viduri legislative ar trebui noi să adresăm, astfel încât genul acesta de abuzuri să nu mai
fie permise. Domnul deputat Burduja, legat de inițiativa despre care vorbeați, noi am susținut-o, din păcate, chiar în Comisia de Muncă, la Senat. Ca liderii de sindicat, sindicaliștii de sindicat, să nu fie... Deci, liderii de sindicat sau liderii asociațiilor patronale. Uh-huh. E valabil în oglindă și pentru o parte și pentru alta. Și am urmărit cu atenție... Păi așa am scris proiectul, că e normal să fie. Exact așa a fost scris proiectul. Noi l-am susținut, dar colegii dumneavoastră din PNL au votat împotriva acestui proiect de lege, atât în comisie, cât și în plen. Cum... De aici vin acuzațiile noastre pentru cele două partide că sunt în cârdășie și continuă să ignore acest fenomen. Ați deranjat în partid, domnule Burduja, sau aveți susținere? Sunteți la guvern în acest moment, cred, din ce văd imaginea. Premierul vă susține în acest demers, de pildă? Pentru că premierul este astăzi și președintele Partidului Național Liberal. Doamna Suciu, eu am făcut acest demers ca un demers propriu. El a fost semnat de mai mulți parlamentari, inclusiv de la PSD și de la USR, dacă țin bine minte, și el își urmează parcursul. Poate a fost vina mea că n-am explicat mai bine colegilor din Senat ce îmi doresc cu acest proiect. Sigur că el deranjează. A luat și aviz negativ de la CES. Este un aviz consultativ, sigur, și acolo sunt reprezentate sindicatele. Eu mă așteptam să înțeleagă ideea proiectului. Dânsii au invocat anumite chestiuni legate de constituționalitate, că n-am putea restrânge dreptul unui lider de sindicat să facă și politică sau să fie membru al unui partid politic. E o discuție. Eu am invocat în expunerea de motive anumite decizii ale Curții Constituționale, am invocat, de exemplu, cazul rectorilor pentru că n-au voie să facă politică, deci iată, există un precedent. Alții spun că, de fapt, ar fi o încălcare a articolului 40, dacă nu mă înșel, din Constituția României. E de urmărit acest proiect. Nu pare să aveți susținerea. Este. Premierului, haideți, a președintelui de partid, cameră. Ca să-l spuneți cu subiect și predicat. Nu am discutat pe acest subiect cu dânsul. De altfel, proiectul a fost depus de mai multă vreme. El acum își urmează traseul legislativ. Dar se va discuta și la grupul din Camera Deputaților. Eu l-am prezentat, au semnat destul de mulți colegi pentru această inițiativă și, repet, cred că este un lucru de bun simț. Este perspectiva mea. Când vorbești de dialog social, să separe aceste roluri. Una e lider de sindicat, alta e oficial public, demnitar, consilier general local și așa mai departe. Este alături de noi și Florin Manole din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Discutam despre această relație complicată între partid și sindicat. Sebastian Burduja a pomenit de un proiect care nu prea își croiește drum spre votul final în Parlament, cu privire la separarea acestor două lucruri, sindicatul și partidul. Despre apropierea de Partidul Social Democrat în ce-l privește pe Ion Rădoi s-a vorbit și vorbim despre asta acum pentru că DNA decide să-l trimită în judecată și vorbește de practici ilegale prin care îi convingea pe oficialii din transporturi că el trebuie să gestioneze, cum crede de cuvință, aici e interpretarea mea din ce am citit, dar cam așa pare, banii obținuți prin închirierea celor spații de la metrou. Șantaj, discuții înregistrate ilegale, amenințări cu greve fără sfârșit. Sunt câteva detalii pe care le oferă astăzi DNA și acuzații pe care îi le face lui Ion Rădoi. Punctul dumneavoastră de vedere. Vreau să încep prin a spune că nu sunt nici avocatul, nici acuzatorul lui Ion Rădoi, nici nu-l cunosc și nici nu mă interesează. Așadar nu mă voi referi la speța lui, că nici nu știu dosarul, încă o dată. Eu sunt doar simplu utilizator de metrou, nu sunt avocat al sindicatului sau al fostului lider sindical. În al doilea rând, discutăm astăzi despre Ion Rădoi și PSD doar dacă nu ne uităm că Ion Rădoi a fost membru PSD acum 20 de ani. Așa. Dacă Ion Rădoi a fost membru PSD acum 20 de ani, înseamnă că eu, Florin Manole, toată generația mea de politicieni și toată conducerea actuală a PSD nu are nici o singură legătură cu Ion Rădoi. Asta e un lucru ușor de înțeles de oricine are bună credință. Așadar, să faci legătura cu PSD, mie mi se pare de rea credință și o să vă spun de ce mi se pare de rea credință. Haideți să vorbim de STB, dacă vreți să facem o legătură mai strânsă. Dar vă rog să-și termine argumentația, că vă ascultăm și apoi intervenim. E de rea credință, pentru că dacă aș spune că doamna Roxana Ring, lidera consilierilor USR până acum câțiva ani, care a fost dovedită, nu acuzată, dovedită de instanță că a colaborat cu securitatea, aruncă o pată oare asupra domnului Pălărie sau asupra USR-ului de astăzi, deși e vorba de o speță de acum câțiva ani, 2, 3, 4 ani. Nu aruncă.
Și dacă e cineva în PSD care zice că din cauza dosarului finalizat al doamnei Rin are domnul Pălărie vreo vină, eu o să vin și o să spun că așa discurs ar fi o manipulare și o ticăloșie. Așadar, există foști membri de partid și la PSD, și la USR, și la PNL, probabil, la toate partidele. Poate și actuali membri de partid care fac în nume personal, la un moment dat, vreo greșeală, vreo faptă, fie ea și penală, pentru care răspund în nume personal. Dar să-mi spui că eu, Florin Manole, am vreo treabă, pentru că sunt acum în PSD, am vreo treabă cu Ion Rădoi și cu ce a făcut el, practici din USL. Ce legătură are? Domnule Pălărie, nu sunteți fost colaborator al securității și dacă cineva vă zice asta... Domnule din cauza Manole, dar suntem cu toți în studio, oameni tineri. Haideți să schimbăm țara asta. Haideți să nu ne mai ascundem în spatele copacilor. Domnul Marcel Ciolacu spunea că n-are ce să-i facă faptul că președintele sindicatului de la STB este întâmplător și membru PSD. Nu are ce să-i facă. Dar uitați-vă că tot din zona... Lăsați-mă termin, vă rog. Din zona aceasta de vedere proaspătă asupra lucrurilor, domnul Tiano Burduja a propus un proiect de lege în care să încetăm cu aceste lucruri care ne-au căpușat atât de multă vreme. Haideți să scriem viitorul pe o foaie curată. Și avem un astfel de proiect de lege care ar putea să separe lucrurile definitiv. De ce votează colegii dumneavoastră altfel decât în spiritul unei românii pe care ne-o dorim noi ca generație tânără de politicieni? Pentru că o Românie pe care ne-o dorim noi nouă și pe care unii o clamează uneori ipocrit, o țară ca afară, așa ca obiectiv de țară, da? Domnule Pălărie, sunt zeci de țări, inclusiv din Uniunea Europeană, unde să fii membru de sindicat sau membru de patronat și să fii membru de partid este permis. Sigur, veți putea spune și dumneavoastră și domnul Burduja că există și această variantă. Da, și aveți dreptul să o susțineți, dar asta nu înseamnă că eu, dacă nu susțin așa ceva și că eu cred că drepturile omului ar fi încălcate, asta nu înseamnă că mă opun unei Românii mai bune. Înseamnă că am dreptul și colegii mei au dreptul să aibă o altă opinie. Asta nu înseamnă nimic. Pe de altă parte, sunt zeci, sunt sute, sunt mii de membri de sindicat, lideri de sindicat, în afara domnului Rădoi, care sunt, nu știu, din Botoșani până în Timișoara și Constanța, din educație și din transportul și din orice alt domeniu, care din cauza speței Rădoi nu trebuie să sufere cu nimic. Nu trebuie să facem dintr-o situație de excepție, pentru că Ion Rădoi nu este, în opinia mea, o emblemă în legătură cu mișcarea sindicală din învățământ, de exemplu, că sunteți membru în Comisia de Învățământ. Nu! Și nu trebuie să îi spun profesorului de la un liceu din sectorul 1, nu mai poți fi membru de partid sau președinte de sindicat și în același timp ales local PSD sau PNL sau USR. Deci, domnilor, permiteți-mi, pentru că ne-am lungit puțin cu această discuție, am ascultat argumentele dumneavoastră, tare mult vreau, pentru că este alături de noi Otilia Nuțu, este expert în energie, ne împropusesem să discutăm și despre legea offshore, pentru că a fost depusă cu entuziasm, cam tot folosit expresia aceasta, s-a aclamat victoria, dar cam așa a apărut din partea coaliției, că în sfârșit a depus legea offshore și că e de bine. Acum, dacă această nouă lege offshore va reuși să ne reducă costurile la factura de gaze. Otilia Nuțu este în direct acum cu noi. Mulțumesc pentru răbdare. Vă ascultăm punctul de vedere. Proiectul acesta care vine cu câteva modificări, nu foarte mari. Dar cum îl vedeți? Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație. Da, am urmărit parcursul legii offshore, sau mai exact faptul că se discută de 4 ani de zile că ar trebui modificată și în sfârșit vedem un text nou. Acum, sigur că este o oarecare îmbunătățire față de varianta anterioară, însă mi se pare că în acest moment deja aceste îmbunătățiri care au fost propuse nu mai sunt suficient de bune încât să încurajeze cu adevărat investițiile și asta este marea problemă. Adică, practic, legea din 2022 arată pentru anul 2022 așa cum arăta legea din 2018 în anul 2018. Mă îngrijorează faptul că se păstrează acel impozit pe veniturile suplimentare și cred că lucrurile ar fi putut să fie făcute mult mai simplu. Dacă statul vrea să împartă cu companiile în proporție de 60-40 sau 66-34, nu înțeleg de ce nu se putea face asta mult mai simplu prin instituirea unui impozit pe profit de 60% sau, mă rog, mai puțin, având în vedere că statul totuși încasează și din redevențe, deci probabil 45% ar fi trebuit să fie. De ce avem acest mecanism care este
foarte complicat, care este de fapt copiat dintr-o lege veche și aplicabilă cu totul și cu totul alte circumstanțe. Era vorba de o lege care se aplica pentru liberalizarea pieței de gaze și pentru o producție în curs, care se derula cu investiții minime. Mă îngrijorează faptul că există plafonări pentru investițiile deductibile. Pragurile acelea de preț din lege, peste care se calculează în tranșe diferite cote de impozit, nu mai au nicio relevanță astăzi la prețurile de astăzi. Adică noi vorbim de praguri între 85 și 190 de lei pe megawatt-oră, însă dacă ne uităm acum la prețurile din piață, vedem că depășesc 500 de lei pe megawatt-oră și probabil că prețurile acestea vor rămâne ridicate pe termen mediu. Nu văd nicio perspectivă în condițiile în care deja discutăm de decuplarea rapidă de gazul rusesc, cum ar putea să scadă prețurile într-un viitor previzibil. O parte bună a legii este faptul că nu mai există acea obligație de a vinde 50% din producție pe piața internă. Dar, iarăși, aici lucrurile sunt destul de discutabile și mai este o problemă, și anume faptul că statul se așteaptă ca banii care ar urma să fie încasați la buget să fie folosiți pentru extinderea rețelelor de gaze. Cred că ar trebui să ieșim odată din această logică a extinderii consumului de gaze în condițiile în care vedem că avem o problemă reală de securitate energetică și că nu ne vom putea baza pe resursele de gaze pe care le avem. Chiar dacă s-ar exploata de mâine toate resursele din Marea Neagră, totuși ele ajung pentru consumul nostru pe circa 5-10 ani. Nu vorbim de niște resurse uriașe care să ne asigure independența energetică pe termen lung. Deci nu mi este foarte clar de asemenea dacă varianta asta de lege a fost discutată cu companiile, pentru că până la urmă toată lumea are ceva de câștigat din exploatarea din Marea Neagră. Adică noi, consumatorii, avem nevoie de resurse suplimentare de gaz, bugetul vrea bani în plus, companiile vor să facă profit. Deci întrebarea este dacă această formă a legii a fost discutată cu toată lumea sau doar a fost propusă în coaliția de la guvernare, ca să vedem dacă se va întâmpla investiția în Marea Neagră. Până la urmă, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ca gazele să rămână acolo unde sunt și astăzi și nimeni nu câștigă nimic. Ați văzut anunțul lui Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat. De la jumătatea acestui an vom avea primele exporturi de gaze. Primele gaze obținute. Da. Da, este un anunț făcut de Black Sea Oil and Gas, care au un zăcământ în Marea Neagră. Este un proiect mai puțin complicat decât cel al Petrom, Exxon și acum Romgaz. Și era planificată începerea producției încă de anul trecut. Motivul pentru care nu a început producția anul trecut a fost faptul că Transgaz nu-și terminase partea lui de lucrări, iar compania BCOG era nemulțumită de regimul fiscal, de fapt. Și avem deja, ei au inițiat deja arbitraj internațional pentru a clarifica regimul fiscal. Deci asta ar trebui să vedem. Care este poziția companiilor în acest moment, dacă sunt dispuse să facă investițiile în această situație? Probabil că gazul de la Black Sea Oil and Gas ar putea să intre în piață în așteptarea acelei... Adică iarna viitoare poate fi folosit și factura, dacă va scădea la gaze pe final de jurnal, să avem și acest răspuns pentru consumatorii casnici, care poate nu înțeleg foarte multe aceste detalii tehnice, dar și sunt interesați direct să știe dacă le scade factura. Acum, sigur, cu cât există mai mult gaz pe piață, cu atât prețurile sunt mai mici. Prețurile cresc foarte mult, tocmai din cauza că lumea percepe riscul să rămână fără gaze. Deci cred că, de fapt, riscul de care discutăm acum este mai puțin neapărat factura, ci faptul că s-ar putea să rămână fără gaze la iarnă. Deci ăsta cred că este riscul principal. Și e o soluție această lege, așa cum o vedeți? Dacă lumea este satisfăcută cu ea și vor începe să pună gaze în piață și respectiv Petrom și Romgaz să facă investiția în celălalt perimetru care este mult mai mare. Deci astea sunt neclaritățile în acest moment și nu am văzut până acum nicio poziție publică a celor trei companii legate de acest proiect de lege.
Așteptăm dezbaterea. În acest moment e doar anunțat, depus proiectul și urmează dezbaterea și în Parlament. Mulțumesc tare mult, Otilia Nuț, expert în energie. Continuăm discuția pe detaliile acestea din legea offshore și cu partidele parlamentare, însă după o scurtă pauză. Revenim la studio politic. Despre legea offshore discutăm acum cu reprezentanții partidelor parlamentare prezente aici în emisiune, Ștefan Pălărie din partea USR, Florin Manole din partea PSD și Sebastian Purtuja din partea Partidului Național Liberal. Domnule Purtuja, încep cu dumneavoastră. Partidul Național Liberal are ministrul la energie și e un ministru criticat, pe de o parte, de toate partidele, în ideea în care vine greu cu soluțiile. De această dată avem proiectul. Ați auzit mai devreme expertul în energie pe care l-am consultat noi și care ar fi obiecțiile și chiar mă gândeam dacă vă veți asuma, Partidul Național Liberal își va asuma în vreun fel astfel de amendamente sau aceasta este varianta, cu aceasta se merge înainte. Doamna Suciu, sigur, cel mai ușor este să critici și am observat în special unele partide, cu toată prietenia pentru domnul Pălărie, că dânsul n-a avut funcție executivă, foarte bun la a critica, dar când au fost în poziție de a livra la nivel de executiv, din păcate rezultatele au lipsit de cele mai multe ori și se întâmplă asta și la nivel local. Eu la sectorul 1 sunt pățit, să spun așa, cu doamna primar. Da, asta este un alt subiect. Vorbim de un proiect vital pentru România. Înseamnă 20 și ceva de miliarde venituri totale în buget pe perioada de viață, să spunem, de 20 ceva de ani. Deci un proiect pe termen lung, vorbim de peste 70 de miliarde de dolari generați în PIB, vorbim de mii de locuri de muncă, peste 2000 de locuri de muncă anual. Mai mult decât atât, suntem într-un context în care, cum să vă spun, era vital să asigurăm independența energetică a țării, era vital să aducem aceste venituri în plus la buget și era vital să existe acest dialog între mediul public și mediul privat. Nu înțeleg iarăși de ce plecăm de la prezumția că n-au existat aceste consultări. Pentru că, într-adevăr, după cum ne învață experiența recentă, o asemenea lege care trebuie să favorizeze investiții foarte mari, pe termen foarte lung, nu se poate face bine decât într-un dialog cu mediul privat. Deci spuneți că a existat acest dialog cu companiile interesate să investească. Sunt convins că a existat la nivelul Ministerului Energiei. Bun. Și altfel nu se poate, pentru că într-adevăr e un win-win-win. Opinia dumneavoastră referitor la ce se întâmplă mai departe, odată ce va fi exploatat zăcământul, vor fi exploatate zăcămintele de gaz, factura românului de rând va începe să scadă? În mod normal, da. Depindem și de evoluția internațională a lucrurilor. Dar atunci când ai o ofertă mai mare pe piață, sigur că prețul la aceeași cerere scade. Este un principiu economic fundamental. Care sunt estimările cu care lucrați la guvern? Nu m-am ocupat de acest subiect. Nu mă ocup de această temă în calitatea mea de consilier onorific, dar atât timp cât avem această predictibilitate că primii metri cub de gaz vor intra în producție, în distribuție, în acest an, sigur că ne așteptăm ca și factura să scadă. Dar mai este un lucru important pentru om. Trebuie să știe că orice investiție înseamnă locuri de muncă, înseamnă de fapt un trai mai bun pentru români. Și aceste efecte economice indirecte sunt importante. Nu doar că vom vedea o factură mai mică în fiecare lună, dar vorbim și de efecte în alte sectoare conexe ale economiei, petrochimie, chimie, gaz de transport și așa mai departe, unde toate aceste investiții vor genera locuri de muncă, venituri adiționale, ne vor ajuta să reducem deficitul bugetar. Referitor la riscul de nu avea stocuri suficiente pentru iarna următoare, care e opinia dumneavoastră? Vedeți că legea totuși prevede situații de criză în care guvernul poate să intervină. De asemenea, prevede acel drept de preemțiune. Pentru că atunci când nu poți să-ți acoperi necesarul intern, să poată guvernul să cumpere cu prioritate aceste gaze. Deci cred că textul așa cum este, este un text bun. Nu sunt specialist în domeniul energetic, dar din punctul meu de vedere este un text bun și un mare pas înainte care va permite într-adevăr să se întâmple aceste investiții într-un cadru predictibil, pentru că avem și acea clauză de stabilitate foarte importantă care dă companiilor siguranța că nu vine statul român de pe zi pe alta și le mai impune o taxă, un impozit, pentru că asta le dă peste cap tot planul de business pe 20 de ani de acum încolo. Ștefan Pălărie,
Am auzit că domnul deputat Burdujea nu înțelege de unde vine critica asta și de unde vine asumția că ar putea să lipsească dialogul social atunci când legea e creată. Să nu uităm că în anul 2018, tot clamată ca fiind cu acordul părților și va fi o lege foarte bună, a fost legea offshore varianta trecută. Mai mult decât atât, au existat voci publice din PSD și PNL care au anunțat că legea e atât de bună încât dacă cineva va încerca să o schimbe pe circuitul legislativ, va fi acuzat de trădare de țară și sabotaj economic. Ei, această lege a ajuns să ducă, de fapt, la lipsa de apetit a investițiilor. Dacă mi-aduc aminte bine, colegii de la PSD. Dar nu contează. Contează că și dumneavoastră ați votat în bloc acea lege parfum. Și uitați-vă că acea lege superbă a offshore a dus la faptul că niciun agent economic, nicio putere mare din zona mediului privat nu s-a simțit stimulată să înceapă investiția pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră. Atât de bună a fost legea. Acum, niște ani mai târziu, venim să clamăm exact același lucru și când auzim inclusiv voci critici, atenție, de la specialiști, de la societatea civilă sau cei care sunt experți în domeniu, spunem că stați liniștiți, dialogul a existat. Deci lăsați-mă să fiu circumspect în continuare. Nu știu dacă această lege offshore va fi cea mai bună. Din două motive. Unu, 60% din zero, tot zero înseamnă. Deci exact pe modelul anterior, când clamam că procentul este potrivit, uitați-vă că nu au existat investițiile. Și doi, în momentul în care tu ai un mecanism acolo care duce la creșterea taxării când crești volumul de exploatare, ai o problemă care se bate cap în cap exact cu ce ați spus dumneavoastră, cu asigurarea stocurilor de siguranță necesare pentru iarna pe care o să o traversăm. Deci sunt încă niște elemente care nu sunt acolo cel mai înțelept puse. Deci lăsați-ne, vă rugăm, este un atribut al opoziției, să criticăm acolo unde vedem că sunt vulnerabilități. Florin Manole, dacă aveți motive. Și pe dumneavoastră. Domnule Burdujea, vreau să mai ajungem la un subiect și nu mai avem foarte multe minute, de aceea vreau să ascultăm argumentele fiecăruia în parte. Vă rog, care domnule Manole. Legea a intrat pe circuitul parlamentar, care nu este finalul dezbaterii, ci începutul dezbaterii. Sigur, pot exista dezbateri și înainte de depunerea unei legi, dar de asta avem parlament, ca să dezbată și de-aia sunt publice comisiile, lucrările comisiilor, ca să vină și investitori și persoane fizice și oricine vrea să intre în parlament. Unul la mână, doi la mână. Legea asta este cea mai bună. Știți de ce este cea mai bună? Că nu e pentru alta? Că este singura. Pentru că USR nu are nicio variantă. Dar e o ironie aici, domnule Manole. Pentru că dacă mâine vine USR cu altă variantă de lege, poate ne răzgândim cu toții. Dar până atunci nu există decât asta, care de aceea este cea mai bună. Dar dacă USR va face amendamente, PSD va accepta amendamentele, că am tot văzut încercări ale USR-ului, are USR, nu știu dacă am zis USR sau PSD. Nu vreau să fiu avocatul USR, dar e deja notoriu, cunoscut, da, că partidul care nu are suficiente voturi pentru a-și impune un amendament, doar pentru că îl propune, nu trece mai departe acel amendament. Eu cred că dacă ne punem acum pe site-ul Camerei Deputaților, găsim zeci de amendamente trecute în comisii parlamentare în fiecare săptămână, de către o grămadă de membri de partid și de la PSD și de la USR și așa mai departe. Da, e drept, o majoritate în general își propune să guverneze și nu guvernează cu amendamentele celorlalți. Dar asta nu înseamnă obtuzitate 100%. Dacă cei de la USR o să vină cu amendamente care sunt ok, eu nu văd de ce nu s-a discutat. Dar ați votat ca pinguinii cealaltă lege și a trecut și au fost zero investiții în offshore. Cum explicați acest lucru? Scuzați, dar dumneavoastră când votați, votați ca niște ființe superbe. Noi suntem pinguini, nu vi se pare un pic? Păi nu, dar e derizoriu faptul că avem majoritate. Deci USR a fost singurul partid care nu a votat legea offshore din 2018. USR-ul este singurul partid. Unanimitatea unei legi care a avut zero impact. Nu doar zero impact. Ne-a dus într-o postură de creștere a dependenței de gazele rusești în proximitatea acestui conflict din Ucraina. Deci nu doar că a fost zero impact, a fost mai rău pentru țară. Ființă, nu știu ce ființă evoluată de la USR, spre deosebire de pinguini ăștia alții noi, a văzut în 2018 războiul din 2022, dar persoana aia mi-a prezentat și mie. Dar dincolo de asta, de securitatea energetică a României, de faptul că vom deveni exportatori, de faptul că noi reușim să obținem gaze, s-a vorbit și a vorbit inclusiv Victor Ponta. Cam acum 10 ani s-a aflat că zăcământul din mările adânci, din apele adânci ale Mării Negre, are undeva la 90 de miliarde de metri cubi. Doamne, și mai apoi au venit primari, premieri, lideri de partid și de la PSD, care au spus că asta e, vom reuși, vom deveni independenți energetic. Ce s-a întâmplat? Doar
câțiva ani au trecut, 2008, 10%, anul trecut ajunsesem la 30% importuri de gaz rusesc. Exact. Și atunci, dincolo de discuția pe care o aveați mai devreme cu domnul Pălărie, pe dumneavoastră vă întreb, PSD până la urmă de această dată își asumă că totuși legea din 2018 nu a fost bună doar pentru că a fost singura depusă? Doamnă, faptul că PSD împreună cu PNL vine cu o lege offshore înseamnă că da, am văzut că unele lucruri n-au funcționat. Sigur că da. Dar nu suntem absurzi. Riscul acesta de a nu avea suficient gaz la iarnă, credeți că va fi eliminat odată cu acest proiect de lege? Nu, cred că riscul de a nu avea suficient gaz la iarnă în întreaga Europa ține de mulți factori, ține în principal de războiul din Ucraina și abia după aia de alte teme. Deci să nu ne facem că nu observăm că criza energetică prin care trece România acum ține nu de România. Corect, dar nici nu putem să stăm să ne uităm pur și simplu la ce se întâmplă. De aia venim cu o propunere și invităm, iată, invit eu acum cu toată prietenia pe cei de la USR să facă efortul scrierii a două pagini de Word, măcar. Haideți să trecem de declarațiile acestea politice, că ați ajuns și dumneavoastră, dar și domnul Pălărie la fel. O să venim cu amendamente. Da. Am ascultat argumentele dumneavoastră pe legea offshore. Vreau să trecem mai departe pe proiectul de lege care a strâns 137 de semnături, PSD, PNL, UDMR, achiziții publice la liber, cumpărături fără licitație la stat, 5 milioane de lei e noua limită pentru achizițiile publice directe, 450.000 de lei era înainte. E un proiect în acest moment. Sebastian Portuja, am văzut că dumneavoastră ați semnat acest proiect. Astăzi, Partidul Social Democrat ne-a ajutat colega mea Anca Orhean cu un mesaj, deși zeci de parlamentari PSD au semnat proiectul, PSD se pare că nu susține proiectul. Dumneavoastră, de ce l-ați semnat? Păi, în primul rând, trebuie să avem o discuție despre cadrul achizițiilor publice din România la niște ani după ce noi am aderat la Uniunea Europeană. Dacă veți vorbi cu primari din teritoriu, primari extrem de performanți în toată țara, veți vedea că, având cele mai bune intenții, se trezesc cu blocaje, cu proiecte întârziate, cu firme care vin la licitație cu prețuri foarte mici și după aceea nu livrează nimic. Plecăm în continuare de la prezumția aceasta a vinovăției tuturor. Oameni buni și dragi cetățeni, dacă cineva e corupt și vrea să facă rău, va face rău indiferent de praguri. Și trebuie ca instituție statului să dea exemple în acești oameni. Pragurile sunt conform directivei europene, alte state membre le aplică exact așa, nu se faultează singure și dau drumul la proiecte, pentru că noi suntem contra cronometrul, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Vorbim de PNRR, vorbim de cadrul financiar multianual 2014-2020, mai avem un an din N+3, vorbim de 2021-2027. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Poate nu sunt pragurile corecte, cele din directivă. Poate trebuie mers mai jos. Se pot face amendamente, dar este necesar și un proiect care include mai multe aspecte. De ce nu vorbim de scurtarea termenelor, cum prevede proiectul? De ce nu vorbim de suprapunerea atribuțiilor între ANAP, instituția statului român care se ocupă de achiziții publice, și Curtea de Conturi? Pentru că aceste instituții vin în fața autorităților publice cu interpretări care se suprapun, mai mult sunt în conflict unele cu altele și autoritățile locale nu știu ce să mai facă. Sunt două versiuni ale aceleași interpretări asupra unor texte de lege sau asupra unor proiecte. Deci cred că trebuie făcută această dezbatere, cred că trebuie implicate autoritățile locale din Asociația Municipiilor, din Asociația Comunilor, din Uniunea Consiliilor Județene, unde toate partidele prezente astăzi în platoul virtual, doamna Suciu, sunt reprezentate. Avem aleși locali, avem oameni care în următorii ani vor avea o presiune extraordinară de a implementa proiecte la timp. De ce este exclusă Curtea de Conturi de la constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni? Din ce am citit în proiect, este vorba de controlul ex post. Prin tratatul de aderare, România și-a asumat că în ceea ce privește achizițiile publice, instituțiile din sfera achizițiilor publice se vor ocupa de asta. Curtea de Conturi în continuare va avea aceleași atribuții, va putea verifica bugetele, modul în care sunt cheltuiți banii publici, dar nu va putea să
emită, știu eu, interpretări asupra modului de organizare a achiziției, procedurile de achiziție. Acelea sunt în apanajul ANAP. Pentru că ce se întâmpla în practică este că ANAP-ul venea, îți dădea verde, să spunem, să faci procedura de achiziție în anumit fel și la urmă venea Curtea de Conturi și spunea unei autorități publice, domnule, n-ai făcut bine. Dar stai puțin, mi-a dat ANAP-ul, tot instituția statului român, verde să fac așa. Da, dar n-ai făcut bine, poftim amenda. Deci trebuie să existe un cadru legislativ coerent. Dacă proiectul este, și sigur că sunt îmbunătățiri de adus, ele se pot face prin amendament și asta urmează să se întâmple, sunt convins, și la Senat și la Camera Deputaților. Florin Manole, PSD, a spus informal, a transmis jurnalistul Ian Corhean, jurnalist Digi24, la întrebarea ce se întâmplă cu acest proiect dacă îl susține, deși sunt câțiva zeci de parlamentari PSD care l-au semnat, că nu îl susține, deși e inițiat de Laura Vicol, cea care conduce Comisia Juridică din Camera Deputaților. Aveți explicație? La fel, dumneavoastră știți foarte bine viața parlamentară. Sunt zeci de proiecte pe care parlamentari de la toate partidele politice, în cursul ultimilor 30 de ani, zeci de proiecte pe care le inițiază pentru că au acest drept, pentru că îți dă voie și Constituția și pentru că până la urmă de-aia ești în Parlament. Asta nu înseamnă că la absolut toate proiectele se angajează politic întregul grup. Este și cazul acestui proiect. Nu este un proiect în care este angajat partidul ca structură. Orice parlamentar poate să semneze orice proiect. Pe de altă parte, ascultând pledoaria domnului Burduja, văd că sunt multe lucruri care merită discutate. Și nu înțeleg de ce nu s-ar face. Ok, poate pragul ăsta este foarte mare. Într-adevăr, pare destul de mare. Vine un amendament cu niște argumente, poate pragul să fie mai mic. Dar dincolo de prag, care sigur că este foarte interesant de discutat, într-adevăr, dincolo de prag, sunt o grămadă de alte proceduri și o grămadă de alte teme care trebuie simplificate în domeniul achizițiilor publice, măcar pentru grăbirea lucrurilor, pentru că este nevoie și trebuie o vedem acest lucru. Suntem pe ultimul minut de ediție. Vă domnul Suciu, suntem în săptămâna mare a Paștelui și cred că devine din ce în ce mai clar că sunt două tipuri de Paști care sunt pregătite pentru în România. Asta este primul pentru majoritatea românilor. O serie mare de scumpiri. Avem inflație peste 10% în România, deși INSE-ul a venit să contrazică declarațiile politice că nu am avea scumpiri atât de mari. Avem 58% scumpirea ouălor, avem 15% scumpirea laptelui, 35% carnea de miel. Deci asta este o România. Avem o Românie în care drepturile salariale obținute în instanță ale profesorilor din țară sunt date cu pipeta, cu țărâita până în 2027. Deci avem o țară care este împinsă către sărăcie, în timp ce niște saloane cu candelabre și la petreceri se sărbătorește acum de Paște această lege. 137 de parlamentari care s-au înghesuit să semneze creșterea suntem pragului de control, de atribuire Părăie, directă la... a contractelor. Este absolut alucinant. Acolo se dorește să bea șampanie Ștefan de pe urmă acestor Florin contracte. Manole, Sebastian Burduja, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Am ajuns la final. Din păcate nu putem continua discuția. Sunt Anca Suciu. Urmează știrile zilei la Digi24. De la Fix vă întâlniți cu Teodora Tâmpea. Vă mulțumesc pentru atenție.